Bun găsit, prieten! V-am pregătit de sărbători un interviu de colecție cu fostul selecționer al României, Mirel Rădoi. Salut, Mirel! Salut. Mulțumim că ne-ai primit în ajun de sărbători la tine acasă. Cu plăcere! Greu de omul de tine. De ce ai preferat, nu știu, să te ascunzi așa puțin după ce ai plecat de la echipa națională și să nu spui ce ai avut pe suflet? De ce nu te-ai interiorizat și nu te-ai exteriorizat? Nu neapărat că am vrut să mă ascund, am vrut să trec o perioadă de timp ca lucrurile să se liniștească în privința a ceea ce s-a întâmplat la echipa națională în ultima perioadă de timp. După aceea am preferat ca timpul pe care l-am avut să putem să stăm împreună cu toții, și aici mă refer la familie. Am stat o mare parte din timp în țară, după care în ultima perioadă am fost în Dubai și am reușit oarecum să ne relaxăm. Și am dorit în toată această perioadă ca lucrurile oarecum să liniștească puțin, mai ales că știam că urmează și numirea unui nou selecționer, care bănuiam că o să fie până în sărbători, dar așa cum bine știm, deocamdată nu știm cine va fi următorul selecționer și am așteptat oarecum până acum, credeam că va fi numit un nou selecționer, să fie o perioadă în care lucrurile se liniștesc puțin. Lasă că-l știu, eu ți-l spun puțin mai încolo. Hai să începem cu începutul. A fost un mandat la echipa națională în care au fost și bune și rele. Cum l-ai caracteriza general și după aia să-l despicăm așa puțin? Bun, cred că dacă începem să-l despicăm, a avut mai multe momente, începând de la prima partidă care a însemnat barajul pentru campionatul european, play-off-ul cu Islanda, terminând cu meciul din Liechtenstein. Începem cu acel moment care s-a amânat practic data inițială a meciului, cu o perioadă de pandemie, după aceea știam că sunt meciuri care practic nu mai pot fi denumite amicale, sunt doar oficiale și atunci presiunea rezultatului va fi atât pe umerii noștri a staffului cât și a jucătorilor, schimbul de generații, deci din punctul meu de vedere această campanie a avut mai multe episoade, așa cum ai spus tu, și cu bune și cu rele. Într-adevăr am avut o primă perioadă de timp și aici mă refer și timpul petrecut cu jucătorii la echipa națională la antrenamente și chiar și la meciurile echipei naționale, unde impactul nu a fost prea mare și aici m-aș referi neapărat la stilul de joc pe care l-am fi vrut. Adică ne-a trebuit o perioadă mai mare de timp pentru a încerca să implementăm ceea ce ne-am dorit. Crezi că s-ar fi schimbat lucrurile dacă ne calificam după acel baraj cu Islanda? Pentru că, uite, tot de Islanda ne-am împiedicat. Practic, numele de care se leagă așa eșecurile, să le numim, ale tale ca selecționer, sunt legate de Islanda. Cred că am fi arătat altfel și generația asta care a venit din urmă împreună cu mine de la tineret ar fi arătat altfel dacă și mai departe am fi reușit să trecem de Ungaria și să ne calificăm la campionatul european. Doar așa cred că le-ar fi dat un imbol mult mai mare jucătorilor și o încredere foarte mare pentru campania asta care a fost de mondiale. Altfel, dacă nu am fi trecut mai departe, nu cred că s-ar fi schimbat lucrurile cu nimic. Cum, de exemplu, stau și mă gândesc în momentul ăsta, dau timp înapoi și stau și mă gândesc cât de bună a fost atmosfera atât la meciul cu Islanda, acel play-off, cât și meciul de acum. Toate lucrurile arătau că putem să trecem mai departe. Din păcate, nu am reușit să câștigăm acel meci și eu cred că tot din punct de vedere al presiunii nu am reușit să gestionăm foarte bine momentele, pentru că am avut 25 de minute, primele 25 de minute în care noi încă nu ieșim din vestiar. Da. Veneai după un turneu final foarte bun cu tineretul, ai fost numit selecționer, acum la rece consider că ai devenit selecționer prea repede, prea devreme. Poate pentru vârsta mea, da. Pentru ceea ce realizasem la tinere, nu. Și a spune de ce. În momentul în care am acceptat să vin la tineret, echipa națională de tineret era pe locul 3. Pentru că am auzit, a fost o generație, oricine venea se califica, perfect de acord că generația este foarte, foarte talentată, nu știu dacă oricine venea putea să califice. Pentru că noi am depins, erau 4 meciuri în care noi trebuia să facem 12 puncte. Adică indiferent cum ne-am fi gândit să facem un egal în Portugalia sau acasă cu Bosnia sau cu țara Galilor, noi nu știam cu ce am fi putut cădea la
baraj pentru play-off și la fel ar fi putut rămâne acasă cum s-a întâmplat la echipa mare. Și atunci presiunea fiind foarte mare. Noi împreună, staff și jucători, am reușit să câștigăm cele 4 meciuri, am mers la campionatul european, unde chiar și atunci am acceptat, domne, că am venit așa cum s-a vehiculat atunci, că noi am venit și că era totul format, era totul pregătit, cum e vorba aia, era masa întinsă, doar ne-am așezat să mâncăm. Doar că noi am mers mai departe și am adus și desertul la acea masă, da? Deci mai departe am arătat că n-a fost o întâmplare, am mers la campionatul european, căzând în cea mai grea grupă din toate celelalte, am terminat grupa neînvinși pe primul loc. Deci să mergem mai departe, iar a fost o întâmplare, ne-am calificat la campionatul european după 21 de ani și ne-am calificat la Jocurile Olimpice după 56 de ani. Deci toate meciurile astea au fost cu o miză mare, adică trebuiau câștigate. Partida în care noi puteam să și pierdem, nu mai mult de 2 goluri, este partida de la campionatul european, ultima partidă cu Franța. În rest, toate partidele au avut o miză uriașă. Mai departe, trecând de grupe, noi 45 de minute am fost în finala campionatului european. Pentru că noi am condus 2-1 Germania. Deci, din punctul ăsta de vedere, nu poate să vină oameni și spune, domne, n-a avut experiență îndeajuns. Ok, dacă vorbim îndeajuns, atunci e posibil. Dacă vorbim că n-a avut experiență, haideți să luăm meciurile decisive. Haideți să vedem și alți antrenori care au fost la echipa națională, ce alte meciuri decisive de genul ăsta au avut înainte să fie numiți la echipa mare. Să vedem antrenori de club. Putem să-i analizăm, să vedem, bun, cine vrem să fie antrenor la echipa X. Ok, haideți să vedem unde antrenează. În campionatul românesc, câte meciuri avem? Păi avem 4-6 meciuri în campionatul, nu știu, în Liga Națiunilor 6 meciuri, mai avem încă 10 în calificări. Bun, haideți să vedem ce au făcut antrenorul ăștia în primele 6 etape. Câte puncte au acumulat? Păi 16. N-am merge la un campionat european sau mondial. Pentru că văd și antrenori care zic că au experiență foarte bună, dar m-am uitat și eu pe lucrurile astea, să vedem ce a făcut primele etape. Pentru că în situația asta atunci, la prima vedere, ar însemna că Marius și Mudic ar trebui să fie antrenor echipei naționale. Pentru că el cu CFR a avut 7 meciuri, 7 victorii. Asta ar însemna din 10 etape, din 10 meciuri la o campanie de calificări la campionatul mondial, ar avea 21 de puncte. Asta ar însemna că ar fi calificat pentru locul 2. Deci lucrurile astea contează, nu că neapărat vârsta că avem 40 de ani, 41 de ani, 45 de ani. Că și dacă ai 50 de ani și ai antrenat doar 5 ani, experiența în fotbal nu ți-o dă doar vârsta care o ai în actul de identitate. Ai spus foarte bine, de aceea te-am și întrebat, pentru că ai spus că oamenii nu te cunosc și eu te cunosc și știu că e decizii radicale. Mi-aduc aminte că acum mulți ani am vorbit la telefon și mi-ai zis mă sun în avion din Qatar acum, și vine antrenorul la Steaua. Deși, cred că, din ce mi-aduc aminte, puteai să și prelungești acolo ca jucător, da. Și mai aveai și oferte pe milioane de euro. De aceea te întreb, ai zis că poate n-ai făcut bine. Acum ai făcut bine? Da, da. Nu, și atunci nu cred că n-am făcut bine, doar că m-am grăbit, m-am fost o decizie mai mult sentimentală, luată cu inima, impulsivă, da. Că m-a sunat, că mi-a zis, atunci mi-a explicat ce vrea să fac, eu i-am spus ce aș vrea eu să fac în cariera mea de antrenor, că aș vrea ca echipele mele să joace frumos, chiar dacă nu au rezultate pentru început să joace frumos, el a zis că nu are antrenor, că suntem finșinați și putem împreună în familie să realizăm lucruri mărețe, ceea ce din păcate nu s-a întâmplat, dar atunci a fost o reacție impulsivă, da, puteam să mai stau încă un an de zile în Qatar, puteam să merg un an de zile în India, aveam un salariu foarte mare și practic campionatul dura 3 luni de zile, plus o lună care era cantonamentul, dar nu m-am gândit nicio perioadă, cum la fel pentru un prieten am renunțat la o sumă mare de bani, la Al Ahly, de exemplu. Da. Pentru că eu mă gândesc în felul următor, pun în balanță respectul sau prietenia și banii. Banii poți să-i ai azi, nu-i mai ai mâine. Respectul și prietenia poate să rămână toată viața și prefer, indiferent că este vorba de sport sau o afacere, nu vreau să am de face cu oameni care, dacă știu că am avut ceva împreună, când ne vedem să întoarcem capul. Nu. Prefer să pierd o sumă de bani, dar să știu că sunt prieten cu omul la toată viața. Și atunci, în momentul în care eu am simțit și am avut o discuție cu președintele clubului Al Ahly și mi-a spus că s-ar fi așteptat ca evoluțiile mele să fie mult mai bune, să fi fost cum a fost la Al Ahly sau Al Hilal, atunci, bun. În situația asta, eu plec de la club. Am renunțat, dați-mi banii doar până în ziua de azi și renunț. Păi mi-a zis ăla, ai tot contractul, hai să găsim o variantă, să ne înțelegem la o sumă. Mi-a zis, nu, pierd toți banii. Și mi-a zis, râzând, mi-a zis, pot să spun ceva să nu te superi? Și zic, da, sigur. Ești cel mai prost jucător pe care l-am avut până acum la club. Și zic, cum adică? Și zice, da.
Pentru că tu, în momentul de față, renunți la 4 milioane de euro. Și zic, da, dar poate pe Olăroiu l-am prieten toată viața. E un antrenor român, el m-a adus, n-aș putea să stau aici, să ce, să mă duc, să vin la antrenament, să particip, doar să iau banii. Zic, prefer să pierd banii ăștia, pentru că am și alții. Într-adevăr, e o sumă mare pentru oricine, dar eu vreau să fiu prieten cu Cosmin Olăroiu toată viața. Și când ai decis să pui brusc final carierei de jucător, ce ai pus în balanță? Că pentru bănesc că nu e simplu ca în câteva ore să decizi că gata, mi-am încheiat cariera de jucător, destul de tânăr, nu? 34 de ani. Condiția care mai plec. Atunci ce ai pus în balanță? Le-ai decis să devii antrenor? Păi gândurile astea că cariera următoare ar putea să fie una de antrenor, să se identifice cu ceea ce vrei tu să faci. Pentru că în momentul în care va veni ziua în care eu simt că nu mai am pasiune pentru fotbal, mă retrag. Dar mă retrag absolut din orice funcție. Nu mai vreau să am de face. Dacă nu mai am pasiune, nu mai fac. Iar pentru mine, în continuare, era pasiunea aia și am zis, ok, cum mă pot identifica în continuare? Nu mai sunt jucător, antrenor. Bun, trebuie să am ceva. Nu mă pot duce la o echipă și eu nu știu ce să fac. Să iau în dreapta, să iau în stânga, stai să vedem, să facem o evaluare a fotbaliștilor, să vedem ce lotai. Pentru că au la foarte mulți antrenori și lucrul ăsta. Dom'le, trebuie să te uiți și ce jucători ai investit. Sunt perfect de acord. Dar nu poți mereu să stai și doar tu ca antrenor să stai la mâna jucătorilor. Trebuie să ai anumite lucruri care tu poți să le implementezi la echipă și echipa să joace după cum vrei tu. Nu mereu trebuie să te duci să te adaptezi tu ca antrenor după cum sunt jucători. Dacă am jucători care dau numai mince lungă, înseamnă că eu va trebui să am numai stilul de joc. Dar eu nu pot să încerc măcar. Am datoria să încerc să-l fac pe jucător să poată să joace și altfel. Dacă vreau să joace cu minge pe jos, trebuie să, prin metodele mele de antrenament, să-l obișnuiesc să facă și lucrul ăsta. Și atunci m-am gândit, bun, înseamnă că echipa mea trebuie să aibă o identitate. Care ar putea să fie? Și dacă mie mi-a plăcut mereu jocul combinativ, chiar dacă eu n-am fost un fotbalist, tocmai poate că prin prisma asta, eu fiind un jucător de forță, de angajament, și am avut calitățile astea tehnice mai puțin, probabil că de aici mi s-a implementat în cap, mie îmi place fotbalul foarte spectaculos. Și atunci am avut chestia asta, unde mă voi duce, voi vrea ca echipele mele să joace fotbal. Nu știu dacă o să o reușesc, dar astea sunt gândurile mele, astea sunt principiile mele și nu vreau să mă abad de la ele. Revenim la postul de selecționer. Înainte să-l accepți, ai vorbit cu Contra și te întreb asta pentru că se degradase atmosfera la echipa națională și el a spus că de aceea nici nu a mai stat la Baraj și a plecat după acea înfrângere umilitoare din Spania. Și știai la Cetenham după ce ai vorbit cu Contra, dacă ai vorbit cu el? Da, am vorbit cu Cosmin, am vorbit de mai multe ori și despre jucători și despre atmosferă și despre meciuri, meciurile cu miză, ce a lucrat el, pe lângă că ne-a lăsat și în spate și antrenamentele. Dar pe lângă el am vorbit și cu alții antrenori, tocmai pentru a vedea cum se poate gestiona, care ar fi avantajele, care ar fi dezavantajele, dacă voi accepta, și aici nu mi-e rușine și cred că nici nu o să supere dacă le număr numele. Am vorbit cu Victor Pițurc, am vorbit cu Cosmin Olăroiu, am vorbit cu Ladislav Bălăni, am vorbit cu Cornel Dinu. Deci am vorbit cu foarte mulți antrenori acum la prima vedere, plus că am vorbit cu antrenori străini, Eric Gheres, care mi-a fost antrenor la fel la Al Hilal, l-am avut la Infusati, la fel, care este un uruguayan antrenor cu experiență și le-am spus, uitați la vârsta mea, care sunt probleme pe care aș putea să le am. După aceea ne-am întâlnit când am jucat cu, acceptasem deja, ne-am întâlnit și la fel am întrebat pe Nea Mircea Lucescu când am pregătit barajul cu Islanda, pentru că el jucase deja cu Islanda, cu Naționala Turciei, știi? Oarecum a fost selecționer la o vârstă la fel de vracedă ca a mea. Și am încercat oarecum toate lucrurile astea de la oamenii ăștia să le adun, să poată să mă ajute. Da, și am discutat cu Cosmin. Sunt unele lucruri pe care el mi le-a spus, pe care le știu doar eu, el și probabil și jucătorii. Voi nu le știți și nu o să le afle nimeni, cel puțin nu de la mine. Într-adevăr, erau anumite lucruri care nu mergeau, dar lucrurile astea le asemăn și din perioada în care am fost eu și am debutat la echipa națională. Pentru că și eu la rândul meu am prins foarte mulți jucători, începând cu Filipescu, Gică Popescu, Gâlcă, Adrian Ilie, Viorel Moldovan, Ionel Ganea, Dorinel Munteanu, care au fost rezultate extraordinar de bune și cu generația 94 și tot ceea ce a însemnat următoarele calificări. Și noi când am ajuns la echipa națională, fiind jucători tineri, ne uitam la ei ca niște zei, dar nu puteam să facem lucrurile așa cum le făceau ei și de multe ori. Și ei se uitau la noi că nu ne ridicăm la nivelul lor, dar
probabil că noi am avut norocul că ei ne-au înțeles pe noi. Ceea ce eu cred că atât la Cosmin și după aceea când am venit eu, cei cu experiență nu le-au dat un timp oarecum celor de la tinere de acomodare. Au avut așteptările ca performanțele pe care ei le-au făcut la tinere să le aibă direct la echipa mare. Ceea ce le-am explicat jucătorilor la tineret în momentul când mergeau la echipa mare, că lucrurile sunt diferite. Și le-am explicat și jucătorilor care au venit la echipa mare, le-am explicat celor cu experiență și lor de ce, că toate lucrurile sunt schimbate. Lumea spune că nu mai avem fotbaliști. Tu ai enumerat niște nume mari de fotbaliști din istoria României mai devreme și că oricine ar veni antrenorul echipei naționale nu ne mai putem califica. Tu ai trăit acum acolo. Nu o să vorbim niciodată urât de jucătorii tăi, dar mai avem materie primă? Este materie primă. Într-adevăr, nu cred că ne putem valoric să ne referim sau să facem o comparație între jucătorii de acum și jucătorii care au atunci individual. Pentru că și baza plecând de la Cupii Juniori era alta. Area de selecție era mult mai mare. Jucătorii care veneau la echipa națională, gândiți-vă că jucau la echipe fabuloase. Dar asta nu se datorează doar că fotbaliștii români nu au valoare. Eu o văd și altfel. Mă uit că toate campionatele puternice au avut o dezvoltare mult mai repede decât a noastră. Începând cu Anglia, Italia, Spania, Germania, Franța și mă opresc la astea 5 care ar putea să mai continue. Mă uit un progres fabulos la area cum Cehia, Ungaria, Polonia. Deja rămânem prea mult în urmă. Și atunci, dacă până și Bulgaria vine și ți-a golgheterul campionatului Cheșeru, da? Care a fost la FCSB și poate să-i dea 30-40 de mii de euro pe lună, înseamnă că noi o să avem o problemă foarte mare și cu Bulgaria, și cu Albania, și cu alte echipe naționale. Și atunci eu văd că, în felul următor lucrurile, nu doar că fotbalistul român nu mai are valoare dinainte, lucrurile oarecum sunt un mix, într-adevăr, nu mai avem valoarea individuală din trecut, dar procesul de instruire, atât a antrenorilor cât și a jucătorilor, e foarte încet față de ce se întâmplă în toate celelalte țări. Să începem cu grupa. S-a tras la sorți. Grupa acum, vorbim de... Nu, grupa cu care ai pornit tu. Okay. Da. S-a tras la sorți. La Mondial, da? La Mondial, da. Era clar Germania acolo în prima urnă. Credeam că ești de Liga Națională, pentru că nu. Și aici ar vrea să fac o completare. Pentru că s-a tot vorbit, eram atât de ironici la televizor că jucăm cu aia de prin puburi, Irlanda de Nord, că nu știau jucători care joacă în Champions League și în Premier League, că erau toți adunați de pe stradă, mă uit că până și Italia, campioană europeană, atât de slabe au fost că cu aceia jucători care am jucat și noi. Care au făcut 0-0. Au făcut 0-0, cu aceia jucători din puburi. Da, când ai jucat în România cu tine, Andrei. Da. Vreau să vorbesc de grupa preliminară de calificare. Nu ne vedeam oricum pe locul 2 la început. Nu că ne-ar fi depășit, ne gândeam la Islanda că ar fi acolo a doua. Da. Germania era favorită, de când s-a tras la sorți. Ai crezut că putem să terminăm pe 2? Cum ai văzut tu lucrurile? Cum ți-ai făcut strategia? Da, imediat, pentru că noi am văzut tragerea sorții împreună. Și toată lumea a fost de acord că doar un miracol face ca România să termine pe primul loc. Și eu l-am spus că din punctul meu de vedere, pentru locul 2 va fi bătaia România, Macedonia de Nord și Islanda. Însă Armenia poate să fie echipa care să împiedice pe oricine, dar nu, pentru mine nu era o echipă care poate să termine pe locul 2. Drept dovadă, primele 3 meciuri au făcut 9 puncte, nejucând absolut nimic. Dar absolut nimic. Cu noi gol din offside și penalti, cu Islanda 2 goluri, unul din fază fixă și unul pe contraatac, dar la fel au jucat foarte slab. Deci am văzut meciurile, au câștigat 1-0 greu în Liechtenstein. Deci, din punctul ăsta de vedere, eu am văzut echipa Armeniei și n-avea cum, și înainte, n-avea cum să ne arate că poate să termine pe locul 2. Poate pentru multă lume a contat foarte mult Islanda, doar că noi luasem în calcul o schimbare de generație și la ei pentru că vedeam media de vârstă. Vedeam foarte multe meciuri jucate pentru ei și era clar că mai devreme sau mai târziu va interveni o schimbare de generație. Și atunci problema noastră a staffului a fost urmăritoarea sau contracandidata noastră pentru locul 2 poate fi Macedonia de Nord. Drept dovadă s-a calificat și la Euro care a avut loc în România. Deci pentru mine nu e întâmplătoare lupta asta strânsă între noi și Macedonia de Nord. Ironia face ca
România este singura echipă care a luat 4 puncte. Macedoniei de Nord. Dar totuși a antrenat după ei. Oarecum am stat și m-am gândit calculele hârtiei mie mi-au dat la echipa națională toate calculele, mi-au dat o eroare. Calculele hârtiei spuneau în felul următor. Începem cu jocurile olimpice. Coreea de Sud va trebui să câștige toate meciurile în grupă. Noi cu 4 puncte mergem mai departe. Ce s-a întâmplat? Primul meci, Noua Zeelandă câștigă contra Coreei de Sud și merg mai departe cu egalul obținut contra noastră Noua Zeelandă, merge mai departe. Deci calculele hârtiei aici ne-au dat o eroare. Mai departe mergem către grupa calificărilor la campionatul mondial. Dacă Germania câștigă tot, în mod logic, toate meciurile, România termină pe locul 2. Deci pe noi calculele hârtiei de acum o să am în minte mereu unde voi merge. Calculele hârtiei pentru mine îmi dau o eroare și atunci va trebui să nu mai țin cont de ele. Dar v-am spus, pentru noi ca staff, noi ne-am gândit că următoarea noastră candidată este Macedonia de Nord. Ceea ce s-a și întâmplat din păcate. Chiar dacă ajunsese la mâna noastră, cu două partide înainte și mă refer la partida de acasă cu Islanda, să trenăm pe locul 2. Înfrângerea cu Armenia a produs o cădere a echipei, a dat peste cap totul pentru tine și practic, dacă mi-au aminte, fac o asemănare cu meciul de la Belgrad cu Partizan, identic pentru cariera ta de antrenor. Conduci roșu, unul dintre jucători și se dă totul peste cap. Și penalti acolo, penalti da. Și în Armenia, mă rog. Sunt multe lucruri care se seamănă. Da, bine, așa, cea mai bună asemănare a fost acel 2-1 la Partizan, acel 2-1 cu Germania la Tineret, unde da. 2-1 se termină 4-2. Da. Mă uit la meciuri, mă uit la minutele în care am făcut schimbările, câte schimbări am făcut, ce poziție, adică încerc să-mi găsesc oarecum să nu fie o greșeală pe care să o fac mereu să persiste. Nu neapărat o cădere neapărat a mea sau a staff-ului, am simțit o cădere a jucătorilor. Și când spun o cădere a jucătorilor, spun în felul următor. Încrederea lor în ceea ce noi încercam să lucrăm la antrenamente și să implementăm. Acel joc care îți asume anumite riscuri, dar acel joc combinativ. Pentru că în mintea lor exista următorul lucru. În momentul în care avem un avantaj, trebuie să facem orice depinde de noi să-l conservăm. Doar că la român, în momentul în care vorbești să facem tot ce depinde de noi să-l conservăm, noi aveam un singur lucru în cap. Să ne retragem cât mai aproape de propria poartă. În logica lucrurilor, ne urmărim următorul aspect. Cu cât ești mai aproape de poartă, clar că și echipa adversă e mai aproape de poartă. Pericolul tău e foarte aproape de poartă. Și atunci, dacă noi ani de zile am încercat să cultivăm asta ca antrenori, jucătorul a intrat în subconștient. De fiecare dată când avem un avantaj, trebuie să-l conservăm. Cum facem? Stăm în apărare și ne retragem acolo, încercăm să închidem cât mai mult spațiile. Ceea ce de foarte multe ori, din punctul meu de vedere, e greșit. S-a spus că după meciul din Armenia s-a rupt ceva între tine și unii oameni din federație. Nu. Ai simțit că nu-ți mai sunt alături? Nu mai susțin? Am avut o discuție după meci imediat în vestiar cu jucătorii. Am avut după aceea în aeroport și în avion o discuție cu stafful meu. Și după aceea am avut, când am ajuns la București, următoarea zi am vorbit cu președintele și cu directorul tehnic că vreau să avem o discuție. Și am avut o discuție deschisă cu ei, cred că undeva 2-3 ore, în care le-am explicat tot ceea ce s-a întâmplat până atunci, tot ceea ce urmează să întâmple, ce se poate întâmpla atât din punct de vedere pozitiv cât și negativ, la ce se pot aștepta, care pot fi repercusiunile atât al unor rezultate nefaste, al unei imagini din punct de vedere al media care poate să fie foarte negativă și către ei, și către mine, și către jucători. Adică le-am explicat toate lucrurile și toată lumea și-a spus părerea ce ar putea să întâmple. La care, după discuțiile astea, nu știu, din punct de vedere al încrederii, n-am simțit nicio problemă din partea lor. Ba din contră, pentru că a fost o perioadă în care am avut și foarte multe oferte. Și chiar le-am zis, dacă
nu mai credeți în proiectul pe care l-am început, pe care l-am discutat de la început și credeți că altcineva poate face mai mult, e momentul să ne dăm mâna, pentru că toată lumea va avea de câștigat. Și eu am oferte și plec în altă parte și voi puteți să aduceți un alt antrenor. Nu uităm de acea clauză de reziliere, nu este niciun fel de problemă. La care imediat chiar președintele a luat cuvântul înaintea directorului tehnic și mi-a zis nu, dacă am început ceva, mergem până la capăt, indiferent care o să fie aspectele. Dacă noi încercăm la jumătate de drum acum să luăm o decizie radicală, poate afecta toată strategia de care noi am discutat și pe care am început-o, de la tineret până acum la echipa mare. După aceea nu știm cine poate să accepte în mijlocul campaniei să vină să ia și poate nu continuă aceleași principii. Deci, din punctul ăsta de vedere, mie, după acea întâlnire, mi-a arătat încredere totală în continuare. Nu știu dacă, după aceea, mai departe, eu, după acea știință, de exemplu, eu n-am simțit nimic că s-a rupt între noi. Deci, din punctul ăsta de vedere, nu. Dar, în afară de în acel moment și momentul în care ai anunțat că pleci, au mai fost momente în campanie în care ai vrut să pleci? Să-ți dai demisia după vreun meci? Nu, a fost acel meci, v-am spus, cu Armenia, în care atunci am avut o discuție. În rest, nu s-a pus, nu s-a pus problema, chiar dacă am avut oferte și au fost trei oferte într-o săptămână după luna septembrie, când am reușit atunci cele șapte puncte. Și atunci ei știu, cel puțin Nea Mihai, directorul tehnic, știa de acele oferte, pentru că i-am arătat, au fost trei oferte în 8 zile. De afară? Da, toate din străinătate. Pentru că în Liga 1 era greu ca cineva să vină să-mi facă oferta atâta timp cât ei știau că eu le-am spus că vreau să continui la echipa națională. După aceea, din punct de vedere financiar, eu cred că e greu pentru o echipă din România să se lupte cu echipa antrenorilor. Chiar dacă vorbim de FCSB, de Craiova, de CFR, care au bani mulți, eu spun că antrenorii echipelor naționale nu câștigă așa puțin cum zic unii și alții. Și conform legilor nescrise, după ce ai plecat de la Națională, n-ai mai avut nicio ofertă, nu? Asta e o discuție pe care și zile trecute am avut, am fost înainte de meci, am fost la Oli la meci, am avut o masă și a fost și impresarul și îmi zicea: știi că eu ți-am spus că s-ar putea să întâmple următorul lucru. Tu îi refuzi într-una și după aceea, când s-ar putea ca tu să-ți dorești să pleci, s-ar putea să te mai sunei. Și chiar acum câteva zile la masă glumeam că ăsta e un aspect care... Da, dar în continuare mă bucur de timpul pe care îl avem liber, cu familia, cu copiii, pentru că știu că după aceea, când voi începe din nou, iar ne vom vedea probabil doar dimineața la școală și seara când spun noapte bună, tati. Pentru că și ăsta e un aspect pe care... nu credeam că pot să-l am la echipa națională, l-am avut la FCSB 6 luni, dar nu mă așteptam că l-am și la echipa națională. Mă gândeam mai mult timp liber, o să putem să ne petrecem mai mult timp cu familia, dar erau zile, de exemplu, când s-apropia weekendul și de cele mai multe ori se întâmpla joia. Joi dimineața îi duceam pe copii la școală și începea etapa, joi, vineri, sâmbătă, duminică și chiar luni. Și realizam luni seara, de exemplu, sau marți seara, ajungeam, mă uitam aici la meciul la televizor și veneau copiii și treceau și noapte bună, tati. Și până când mi-am dat seama odată, zic, băi, eu i-am dus joi dimineața la școală și luni seara îmi spun copiii noapte bună. Deci sunt 4 zile în care eu nu i-am văzut, pur și simplu nu știam de ei, pentru că veneam, acum eram la voluntar, acum eram la Craiova, acum eram la Cluj, acum... că și aici am avut și la tineret și la echipa mare, că mă duc doar la nu știu ce meciuri. Dar eu am fost la meciuri în tribună la Mediaș, nu trebuia să mă vadă cineva, sau la Botoșan, sau la Cluj, nu că mă duceam doar la nu știu ce, la nu știu ce echipe. Deci eu unde mă duceam și eram interesat de un jucător, chiar dacă, de exemplu, au fost cazuri, că m-am dus și au fost meciuri, în care mi s-a spus, pentru că asta a fost ceva ce m-a șocat, că mă duc la meciuri care nu sunt importante. Adică unui antrenor de fotbal îi se reproșează faptul că se duce la meciuri de fotbal. E ceva ce pentru mine a fost greu să înțeleg. Dar chiar și așa, îi răspund celui care a făcut articolul, că am fost la voluntar Mioveni. Se întâmpla ca România să joace în Germania după aceea. Erau două echipe care jucau sistem cu 5 pe linia de fund. 5-4-1, 5-3-2. Și eu mă gândisem, pentru că am văzut că Germania este singura echipă care atacă profunzimea în același timp cu numai puțin de 3 jucători. Și atunci asta și-am constatat. Orice echipă cu 4 apărători va fi foarte greu să acopere acele 3 demarcări în același timp în profunzime. Și atunci trebuie să am o linie din 5. Bun.
Ce pot să fac? Apare voluntar Mioveni, unde amândoi antrenori joacă cu 5. M-am dus să văd cum abordează atât unul cât și celălalt. O echipă care, pentru acel domn, a reprezentat o partidă inutilă la care eu mi-am pierdut timp. Îi spun că am văzut foarte multe lucruri, atât ofensiv, atât defensiv. Am văzut atât lucrurile care se strigau și de la voluntari și de la Mioveni de pe bancă, lucruri care pe mine m-au ajutat în pregătirea meciului cu Germania. Deci eu sunt de părere că, indiferent la ce nivel te duci, poți vedea ceva la o echipă, poți asimila o informație. Apropo, de ce s-a rupt ceva între tine și presă, între tine și oamenii de fotbal? Pentru că la început așa părea că îi susținut, după care ai fost bombardat. Bine, eu nici în momentul de față eu nu am o problemă cu criticile. Da, cu presa, cu oamenii, doar că știu direct sau indirect din anumite situații că sunt în funcție de interese. Iar eu nu sunt genul ăsta de om, eu nu accept. Îți dau un exemplu, am fost invitat la o emisiune. Și atunci nu mă revăd în acea emisiune. Nu suntem nici măcar de aceeași vârstă. Ca eu pot să vin să ce? S-a încercat prin fel și fel de prieteni, prin X, prin Y. La un moment dat s-a sunat pe la federație și aia a fost greșeala majoră. S-a sunat pe la nu știu ce federație, că vezi, Doamne, că dacă îmi spune acea persoană mie, mă voi duce la emisiune și am spus, poate erau 0,1% șanse să vin la acea emisiune. În momentul în care pui pe altcineva să vină să-mi spună mie că ar fi bine să mă lua la acea emisiune, nu mai ai nicio șansă. Înseamnă că nu mă știi pe mine și atunci am luat decizia bună de a nu veni la emisiune. După care, bineînțeles că după această discuție, respectiva persoană a zis, atunci pe unde o să-l prind, o să-i dau cartonaș roșu. Și atunci dacă eu știu că lucrurile astea sunt unele articole care apar doar din situația asta, numai unui interes sau unei frustrări că eu n-am vrut să vin la o emisiune, atunci eu nu am niciun fel de problemă, pentru că știu că indiferent ce s-ar scrie, omul ăla nu e 100% corect. Dar eu personal, ceva cu cineva, nu am, pentru că și eu sunt om și eu greșesc și ei sunt oameni și pot greși. Doar că la cine știu că au interese și le aflu direct sau indirect, atunci e clar că există o problemă. Bună sau rea, cu rezultate sau fără rezultate? Dacă ne uităm oamenii, scuze, dacă ne uităm oamenii din fotbal care au vorbit de rău, sunt foarte puțini și au realizat aproape nimic în viața lor. Putem să-i luăm rând pe rând, n-am niciun fel de problemă. Deci, din punctul ăsta de vedere, sunt foarte puțini. În rest, la fel, sunt o mare parte din ei care în funcție de interese. Se spune că de sărbători să fim mai buni, îi luăm rând pe rând. Vreau să aflu multe Vreau să aflu multe lucruri de la tine. Bune sau cu bune sau rele, cu rezultate sau fără rezultate, echipa națională totuși prinde bine. Te-a ajutat să fii selecționer? Din ce punct de vedere? Ofertele, spre exemplu, care au fost în timpul mandatului. Nu. Nu te-a ajutat, nu? Nu. Pentru că, nu, eu am avut mai multe oferte cât am fost la tineret decât la echipa mare. Deci eu am avut două oferte într-o singură zi și eram în aeroport în Portugalia. Noi am pierdut avionul când am jucat cu tineretul în Portugalia. Imediat după partidă am avut două oferte într-o zi și eram în aeroport, le discutam la telefon și chiar glumeam cu președintele și cu directorul tehnic că Naționala Tineret e mult mai vizibilă decât Naționala Mare. Sunt primul antrenor care am un singur meci, o singură victorie și am două oferte. Și am avut mai multe oferte cât am fost la tineret un an jumate decât 2 ani la echipa mare. Diferență mare între selecționer și antrenor la club și care dintre ele ți-a plăcut mai mult până acum? Antrenor mi-a plăcut mai mult, pentru că ești implicat zi de zi și ai provocarea zi de zi, practic tu trebuie să vii cu ceva. Pe când la echipa națională ai un antrenament, maxim 2, care să zici că ai toată echipa la dispoziție. Dar pentru mine acum antrenor decât selecționer, adică mi-ar plăcea. Drept dovadă, acum am avut 2 oferte la 2 echipe naționale și le-am refuzat. Însă asta ar fi culmea. Am plecat de la Naționala României, plecat de la Naționala mea, nu am mai semnat un nou contract să prelungesc, să vin să mă duc antrenor, mă rog, selecționer la alte echipe naționale. S-au fost aduse multe critici. Una dintre ele a fost că ai convocat foarte mulți jucători în timpul mandatului tău. Din lipsă de valoare a fotbaliștilor, de ce ai ajuns să faci chestia asta? Nu neapărat, dar unul, când vii la echipa națională, fiecare antrenor are o filozofie. Îți aduci jucătorii în funcție de filozofia ta. 2, dacă a fost acea pandemie și jucătorii erau accidentați sau pozitivi, trebuia să aduci alții, nu puteai să faci. După aia, 3,
fost schimbul de generație, în care vrând nevrând trebuia să aduci jucătorii de la tineret, doar că trebuia să găsești piese de la puzzle, să le pui pe toate la un loc. După aceea au fost ferestre cu 3 meciuri oficiale. Nu aveai cum, în momentul ăla după pandemie, noi nici dacă am fi vrut, nu am fi putut găsi mai mult de 3, maxim 4 jucători care să joace toate cele 3 partide. Pentru că rapoartele ne spuneau astea și noi nu aveam cum. Chiar și înțelegerile pe care le-am avut cluburile, atât din România și din străinătate, noi trebuia să beneficiem pentru că erau meciurile septembrie, octombrie, noiembrie. Adică nu puteam să riscăm cu un jucător cu X să-l băgăm 3 meciuri, să-l întoarce la echipa de club. De cele mai multe ori plecau de la echipa națională, plecau marți și joi aveau un meci. Și acolo li se cerea să joace și atunci noi nu puteam să riscăm. Și era normal că o să apară un număr mare de jucători. Fost jucători care au venit la echipa națională și au plecat sau nu au apucat să joace, veneau accidentați. Am avut problema asta de a veni jucători de la echipele de club. Doctorii nu ne-au anunțat, erau accidentați și nu au putut să participe la antrenament și după aceea nu au putut să participe nici la meci și apăream după în presă sau la televizor că jucătorii s-au accidentat la echipa națională. Pentru mine a fost o mare problemă, pentru că cu o parte din antrenori am avut o discuție și le-am spus. Cred că cel mai bine imediat după meci să faceți ce facem și la echipa națională, să faceți o evaluare a jucătorilor imediat după meci, ca să puteți să vedeți, pentru că e o lipsă de comunicare între voi și doctor. Dacă doctorul nu v-a spus că jucătorul X a plecat cu probleme la echipa națională. Ai fost criticat că ai ales să anunți că pleci înainte de ultimele 2 meciuri din campanie. De ce ai făcut lucrul acesta? Pentru că se știa dinainte că voi pleca și n-aș fi vrut să ajungem în situația în care imediat după meciuri plecam și spunea toată lumea, domne, Mireră, doi, celași, a plecat acum, n-a anunțat din timp să știe echipa națională. Și eu dacă am văzut că nu a apărut niciunde, am așteptat momentul în care eu am crezut că poate fi benefic pentru echipa națională. În momentul în care noi acum venim și spunem, domne, nu am câștigat cu Islanda, că eu am făcut anunțul înainte de aceste meciuri și că presiunea a fost atât de mare pe jucători încât nu am putut să câștigăm cu Islanda, atunci eu vin și întreb acum. Dacă noi nu am putut să rezistăm presiunii unui meci cu Islanda, în care a avut 4 titulari din campania trecută de la tineret, oare noi am fi putut să rezistăm presiunii să jucăm cu Portugalia sau Italia? Noi am putea să rezistăm presiunii prezenței la campionatul european sau un campionat mondial? Deci e clar că nu. Și atunci eu m-am gândit, văzând că meciurile din urmă, cu miză, din punct de vedere mental, am avut o problemă, am zis că poate meciul cu Islanda, când aduc puțină presiune prin discursul meu, dar prin ceea ce pregătim la antrenamente și atmosfera la echipa națională, să detensioneze puțin acea presiune, va face un declic și către jucători din punct de vedere mental să treacă peste miza acestei partide. Deci eu nu am făcut doar că am făcut-o de dragul de a o face. Am avut ceva în urmă, în spate, că nu s-a întâmplat și n-a ieșit așa cum ne-am fi dorit cu toții. Asta este altceva. Deci aici pot să vin cu o completare. Ar mai fi avut loc toate aceste discuții dacă la acel corner, la acea fază fixă, de exemplu, Toșca trebuia să fie în exteriorul porții, nu în interior. Când l-a lovit mingea, a încercat săracul să ferească de ea toate felurile. Dacă șutul lui Iani s-a dat. Exact. Deci n-ar mai fi avut toate discuțiile astea loc. Adică, de foarte multe ori noi stăm și gândim, băi, cred că cineva are pregătit dinainte ceva în funcție de ce se întâmplă în timpul meciului. Dar dacă n-ai fi anunțat, crezi că altul ar fi fost rezultatul? Crezi că i-a afectat pe jucători? De cum ai văzut în zilele acelea dinainte de meci, faptul că știau că pleci? Nu. Pentru că dacă... Eu mă gândesc acum la meciul cu Armenia. N-am anunțat nimic înainte de meciul cu Armenia. A fost 1-0. Am întors rezultatul 2-1. Am rămas în 10. Am fost condiționat să schimbăm pe Cicălău accidentat, pe Denis Ban accidentat. Am introdus un mijlocaș central pe Crețu, că și atunci mi se reproșea că nu... Tocmai ca să închidem jocul. Și ce am făcut? Am fost întorși. 3-2. N-am anunțat nimic înainte de acel meci. Deci... Pe ce ar fi trebuit să anunți? Nu știu, să zicem că, domnule, a fost un moment psihologic, acum am greșit că am anunțat că plec. Dar eu nu cred că ar fi schimbat cu nimic. Ba mai mult, ședința tehnică înainte
de meciul cu Islanda, am asemănat-o cu ce se întâmplase atât la baraj, când ne-am antrenat foarte bine. Ce mi se întâmplase mie din propria experiență ca și jucător meciul cu Danemarca, în care toate lucrurile au fost formidabile. În fiecare zi la antrenament, antrenamentele, pregătirea meciului, implicarea jucătorilor, la ședințe. Deci totul a fost fantastic și chiar la ședința tehnică le-am spus, nu faceți aceleași lucruri. Singurul lucru pe care trebuie să-l schimbați este rezultatul final. Este un meci în care nu contează cum jucăm, într-adevăr, trebuie să ne păstrăm principiile, dar nu contează cum jucăm, trebuie să câștigăm. E un meci în care trebuie să ieși cu tricoul rupt, plin de sânge, zgâriați, loviți. E un meci în care pur și simplu trebuie să-l câștigăm. Grupa a fost ușoară, trebuia să terminăm pe 2? Din punctul meu de vedere, da. Da. Pentru că dacă stăteam și gândeam altfel, eram în continuare selecționerul României. Adică dacă eu credeam, domne, sau puteam să vin acum să-mi găsesc alibi, într-adevăr, noi nu avem un jucător ca Elmas, da? Care joacă meci la Napoli, nu știu, sau puteam să găsesc pande, puteam să găsesc o mie și una de scuze. Nu sunt genul pentru că știu că mi-ar dă una mie. Nu mi-aș face o autoanaliză corectă. Și ăsta este un factor care a contat enorm în alegerea pe care am făcut-o să nu semnez un nou contract, pentru că normal ar fi fost ca România să termine pe locul 2. Și tu cu ce ai greșit? Păi bun, dacă o luăm așa, v-am spus, calculele hârtiei arătau altceva. Dar nu pot să mă leg doar de lucrul ăsta. Nu știu, poate ar fi trebuit în anumite momente să fiu mult mai inspirat în alegerea unor jucători în primul 11 sau schimbările, dacă să le-ai făcut mai devreme sau mai târziu. Sistemurile de joc în toate partidele pe care noi le-am avut au fost logice și am încercat oarecum să facem ceea ce ne-am propus și obiectivele tactice ni le-am atins. Doar că sunt, mai ales acum cel mai recent, lucruri care s-au întâmplat la partida cu Islanda. Adică stau și mă gândesc acum după, dacă nu ar fi fost mult mai benefică introducerea unui jucător în locul altui jucător. De ce? Pentru că noi am jucat cu patru fundași, da? Linia de apărare a fost constituită din patru, dar pe momentul construcției, practic, pe noi, pe Toșca, din fundaș stânga l-am adus fundaș central, am construit în trei să creăm o superioritate de la nivelul apărării, 3 contra 2. Și acum stau și mă gândesc, poate ar fi trebuit de la început să introduc un alt jucător în altă zonă de teren, în locul altui jucător. Deci am regretele mele și de asta îmi și asum. N-aș vrea să dau poziția jucătorului exact sau nume, pentru că s-ar interpreta greșit că acel jucător a jucat slab sau că acel jucător nu trebuia să fie în teren și nu vreau să creez discuțiile astea, pentru că între mine și jucător, cel puțin, din punctul meu de vedere, a fost o relație extraordinară. Totuși, naționala pare șubredă din punct de vedere al personalității. Avem lideri sau nu avem? Îl avem pe Kirikeș. Atât. Dar, da, în momentul de față, nu atât. Cel care este vocal și prezent. Probabil că în următoarea perioadă de timp vor veni și jucătorii de la tineret care se vor implica mai mult. Deja au simțit-o că au mai multă libertate de exprimare cu mine, și când mă refer libertate de exprimare, eu nu mă refer doar la antrenamente și la meciuri. Pentru că mie îmi plac jucătorii care au personalitate și vin și au discuții despre ceea ce se întâmplă și atmosfera la echipă. Adică eu nu sunt genul de antrenor dictator, luați-o la dreapta, ca așa vă spun eu, fără să vă spun de ce. Nu. Mie îmi plac jucătorii care vin și spun. Eu și după ce fac antrenamentele tactice, noi avem discuții cu jucătorii. Ori individual, ori pe compartiment, ori la nivel de grup. Și le explic. Poate mulți dintre voi se simt rușinați de față cu toții să spună părerea. Veniți individual. Poate mulți aveți, nu știu, o chestie față de antrenorul principal. Nu veniți la mine. Duceți-vă la membrii staffului, pentru că lucrurile pe care le lucrăm și pe care le știu, le știu și ei. Și atunci duceți-vă și aveți discuții cu ei. Și sunt foarte mulți jucători, dar foarte mulți, când vorbesc foarte mulți, adică dintr-un lot de 26 de jucători, undeva media cred că este la 14-15 care au întrebări. Din punct de vedere tactic. Ceea ce am vorbit cu Cosmin, ceea ce înainte nu s-a întâmplat.
De ce ai decis să nu continui? Păi ți-am spus, argumentul numărul unu este pentru că eu cred că nu ne-am calificat, trebuia să fim pe locul doi într-o astfel de grupă. După aceea, cred că deja pentru mine 3 ani jumătate fiind selecționer la tineri și la echipa mare, deja e momentul să fac un pas. Și mă văd antrenând zi de zi. Chiar la lucrul ăsta și mă gândeam să aseară când am aterizat în România. În România. Vorbeam cu cineva la telefon și îmi zicea că s-ar putea Adi să fie nou selecționer și vreau să-i scriu. Zic, uite-te ce ai declarat în urmă câteva luni când ai plecat de la tineri la Craiova că vrei să antrenezi zi de zi și acum poate se oferă șansa să fii din nou selecționer și nu o să mai poți să antrenezi zi de zi. Deci, din punctul meu de vedere, da, cum preiel l-am măcinat după acea experiență la tineri de doar câteva luni, pe mine după 3 ani jumate mă măcin acest lucru pentru că de foarte multe ori depinzi de anumite lucruri pe care tu vrei ca jucătorii tăi să le cunoască, dar ei se antrenează altfel cu antrenorul la echipa de club. Și nu ai, practic, nu ai timpul necesar pe care ți-l dorești în 2 antrenamente să poți să te exprimi așa cum vrei. Este de adevărat că te ocupai și de alte lucruri decât să pregătești echipa? Era o mică dezorganizare și că adică? Asta a fost și unul dintre motivele pentru care... ai plecat sau ai avut tot timpul, condiții țiplă? Dar mie și la FCSB mie mi-a plăcut, doar că ne plimbam pe câmpuri atunci pentru că nu aveam... Și aici se spune că terenul era prost la Mogoșoaia, că în sfârșit... Da, Alex, dar și lucrurile astea le înțeleg. De ce? Noi avem 2 baze, Mogoșoaia și Buftea. E normal ca până la urmă și Federația să aibă un profit. Sunt echipe care vin să se antreneze. E greu să ții un teren să nu intre nimeni pe el, pentru că asta înseamnă că ai niște pierderi. Într-adevăr, cineva poate spune, domnule, până la urmă, echipa națională, dacă se califică, nu ceștie bani. Eu sunt de acord, dar eu am și o altă viziune. Nu văd doar strict echipa națională mare și restul mai există, pentru că Federația Română de Fotbal nu se ocupă doar de echipa mare. Într-adevăr, are prioritate. Dar are în spate alte 14-15 echipe naționale cu fotbal feminin, cu futsal, cu tot ce înseamnă loturile naționale. Deci, din punctul ăsta de vedere, și mie îmi place lucrul ăsta. Adică mie îmi plac funcțiile astea, nu doar într-un manager. Pentru că eu sunt preocupat. Mă duceam și Gabi vă poate confirma. Mă refer la Gabi Bodescu cât mă certam cu el la telefon. Că are 2 centimetri jumate iarba. Vreau de 2 centimetri, că atât e pe Național Arena. Și el îmi explica... Păi nebunule, tu vezi asta, dar uite, dacă alea, uite că noi facem lucrurile alea, ne avem, dăm tratamentul și adică mie îmi plac lucrurile astea să mă implic tot să fie pe echipamentul, să fie nu știu cum, pentru că și eu am fost jucător și știu cum. Dacă tu îmi dai un short care e mărimea M, dar mi-l dai mai lung, eu nu mai pot să ridic piciorul la fel de sus. Dacă e mai scurt, e mai bine. Adică și lucrurile astea mie mi-au plăcut. Într-adevăr, nu au fost cele mai bune condiții, sau nu cele mai bune, condițiile perfecte. Dar nu pot să mă plâng că n-au fost rezultate la echipa națională, că n-au fost anumite condiții. Cum ai din punctul de vedere, eu n-am ce să le reproșez. Adică am cerut criosaună, cum a făcut, cum n-a făcut președintele, în 3 luni de zile au aprobat și în comitetul executiv n-au luat criosaună. S-a refăcut la sala de sport, s-au readus anumite aparate, materiale, n-am avut niciun fel de problemă. Era ales un hotel și am spus vreau alt hotel, uite din ce prismă, că e mai aproape, nu trafic, nu în centru, adică nu mi-au plăcut nici ca jucător, nici ca antrenor hotelurile care să fie în centru, indiferent unde jucăm, acasă sau în deplasare, pentru că e foarte mult trafic, nebunie, toată lumea vine în centru să bea o cafea pe jos, pe la recepție, imediat s-a schimbat hotelul. Deci, din punctul de vedere, eu n-am avut mari probleme cu federația. Cum ai caracterizat relația cu Răzvan Bordeanu? Cum l-ai caracterizat pe Răzvan Bordeanu? Acum, prin ce o să-ți răspund, evident că o să-mi iau bobănace la foarte multă lume, dar eu îți spun că Răzvan Burleanu, și nu vorbesc de omul Răzvan Burleanu, nu vorbesc de președintele Răzvan Burleanu, este unul dintre cei mai deștepți oameni pe care i-am întâlnit până acum în viața mea. Ca să vorbesc după aceea de președintele Răzvan Burleanu, așa cum ți-am spus mai devreme, nu am nicio problemă. Adică dacă am avut o cerință, o doleanță, imediat, sau cel puțin mi-a arătat că în perioada următoare încearcă ca lucrurile să întâmple cum le-am cerut eu. Și sunt sigur că dacă cu mine a fost așa, sunt sigur că și cu celălalt antrenor a fost la fel. Deci, din punctul de vedere, eu nu am absolut nimic. Dacă la Nea Mihai, de exemplu, îi pot mai găsi câte o chichiță, președintelui, deci relația dintre mine și el, cel puțin din partea mea,
e una excelentă. Și n-am simțit că și din partea lui ar fi altfel. Adică chiar și când ne-am întâlnit să discutăm de mai multe ori pentru o nouă colaborare, mi-a înțeles foarte bine punctele de vedere. Și pentru lucrul ăsta eu îl apreciez. Plus că eu l-am prins și pe Mircea Sandu. Și așa cum ai spus mai devreme, de sărbători trebuie să fii mai bun. Nu vreau să vorbesc de nimeni de rău, pentru că i-am prins și pe alții care acum îi văd pe la televizor că vorbesc cum ar trebui cu o federație și stau, jucau table și la 10.000 și au fost pe acolo și n-au făcut nimic. Dar nu se poate compara. Deci nu există comparație. Ce te-ar fi făcut totuși să rămâi, să continui? Nu știu, cred că dacă ne-am calificat de pe primul loc, atunci rămâneam. Îi punem la oală pe toți cei care te-au criticat și acum le răspundem. Ce le transmiți? Sau ce te-a deranjat cel mai tare? Nu, știu că sunt anumite interese. Am nimic ce să le reproșesc. Că stau și mă gândesc acum cine vorbește sau cine a vorbit de mine, poate nici nu m-a cunoscut. Da. Și sincer, cred că nici nu mai știu care sunt. Dacă îmi spune cineva, a zis X, poate mi-a aminte. Dar, în rest, foarte mulți nu sunt. Adică, sunt și genul de oameni care nici nu știu cum să-i numesc. Vin și au apariții la televizor, mă duceam pe stadioane și când mă vedeam să ascundeau prin loje. De rușine. Adică, dacă tot ai ieșit la televizor și ai spus ceva, măcar ai personalitatea să dai ochii față în față cu mine să-mi argumentez de ce. Că dacă nu ne-am cunoscut niciodată, n-ai cum să mă știi. Doar că vezi anumite lucruri la televizor, trebuie să ai și capacitatea să le înțelegi. Ca să vezi lucrurile alea la televizor, să-ți dai cu părerea despre un joc, sau despre jucători, sau despre antrenor, trebuie să înțelegi ce i-a cerut antrenorul jucătorului, ce a făcut jucătorul din ce a cerut antrenorul, care sunt factorii care au dus la acel rezultat. Nu doar că te uiți la televizor și vezi a pierdut România. Bun. Înseamnă că ce antrenor și jucător slab. Uită-te condițiile în care noi am pierdut, de exemplu, în Armenia. Toată lumea, da, te-a bătut Armenia. Bun, hai să vedem cum. Penalti, offside. Deci, sunt lucruri care... Atunci când ai anunțat că pleci, ai fost întrebat pe cine vezi în locul tău, ai spus Cosmin Olaroiu. Între timp, după ce ai plecat, au fost contactați Răzvan Lucescu și Dan Petrescu, amândoi au refuzat. Cum ți se pare? Și Gică Hagi. Și Gică Hagi, da. Da, nu știu. Acum, din punctul ăsta de vedere, fiecare își face planurile lui. Răzvan, din punctul de vedere din cei trei, Răzvan era cel mai greu de adus. De ce? Pentru că numai ce a semnat contractul cu PAOK din nou. Adică era greu unde te duci undeva și după două, trei suni, o lună, două, le spui oamenilor că de fapt pleci la echipa națională. La fel e cazul lui Costel. Costel mai ce a semnat cu Al-Hazim. Cum ar putea să vină Costel după ce a semnat după două săptămâni să plece să vină la echipa națională? Deci sunt foarte... Hagi patron de club? Da, aici să zici că fiind patron poți să dai acțiunile al cuiva. Cu toate că probabil și Gică, nu știu, poate din discuția pe care a avut-o cu federația, a simțit că nu îi se dă, nu știu, un contract de 4 ani, de 6 ani, sau, nu știu, fiecare știe ce a discutat la momentul respectiv și ce a simțit. La Petrescu, sincer, mă așteptam să accepte. Pentru că mereu a fost supărat că nu a fost contactat, acum câțiva ani a fost contactat, a zis că nu poate să vină, acum așteptam, fiind o diferență mare de puncte între CFR și celelalte, FCSB, Craiova, mă așteptam să vină să accepte, mai ales clauza nu era una foarte mare, a strâns zeci de milioane de euro până acum, mă așteptam să vină, dar, v-am spus, probabil că fiecare are planurile lui, ori are încredere în valoarea jucătorilor, ori crede că pentru ele e mult mai ușor să califice în Europa League Champions League cu CFR decât la un campionat european cu Naționala României. Deci chiar nu știu, pentru că e greu să te pui în locul cuiva și eu am fost la echipa națională și știu ce ușor să vorbești în exterior și când ești implicat acolo lucrurile stau cu totul și cu totul altfel. Dar eu credeam, sincer, credeam că Dan Petrescu va fi într-un echipa națională. Și va fi Adrian Mutu? Îl vezi potrivit pe Mutu ca selecționer? Ți-am spus, am primit un mesaj aseară și se pare că multă lume știe mai mult decât știu și eu, care în continuare am o relație bună și cu Adi, și cu Răzvan, și cu Nea Mihai. Da, nu știu. El a fost la tineret. Deci, o experiență ca selecționer o are. Acum, trecerea către echipa mare, eu am trăit-o. Nu e ușoară și nu va fi.
dacă este cel mai nimerit, asta doar cel mai potrivit, doar federație. Nu pot să-mi dau cu părerea cine este cel mai bun, cine este cel mai bun. Eu am avut unul singur la momentul respectiv, pe care l-am și spus, pentru că îl știu personal și pot garanta 100% să bag mâna în foc pentru el. În rest, nu pot să bag mâna în foc pentru nimeni și nu știu, până la urmă, dacă este decizia potrivită sau nu. Oricine ar fi, e clar că eu voi fi în continuare suportul echipei naționale, pentru că am fost acolo, știu cât de greu este și voi fi alături. Pe lângă asta, cu atât mai mult dacă va fi Adi, care suntem și prieteni, prietenul meu, indiferent cine va veni, are totul, la mă refer totul, chiar este totul pregătit din urmă. Schimbarea generației este făcută, rapoarte din punct de vedere psihologic lăsate, rapoarte fizice, rapoarte tehnico-tactice, rapoarte antrenamentelor atât pe desen cât și filmate. Deci, din punctul de vedere, tot cine vine la echipă, găsește tot ce s-a lucrat. Deci nu putem să spunem, am făcut 10 contra 10 și pe video găsește 9 contra 9. Nu există așa ceva. Apropo de Mutu, s-a supărat pe tine că ai condus echipa la Olimpiadă și dacă i-ai propus să mergeți împreună acolo? Nu s-a supărat, adică cel puțin nu mi-a arătat-o. Da, noi am avut o discuție și am spus când era la tine, uite, vreau să fii cu mine, suntem în continuare acolo, în loc de 3, cei care luăm deciziile, suntem 4. Împreună stabilim sistemul de joc în funcție de adversari, jucătorii, selecția, totul. Și el a zis, prima oară a fost de acord, după care am avut o discuție și a zis, aș vedea lucrurile puțin diferit, suntem amândoi și tu și eu vreau să fim antrenor principal, nu vreau după aia să fie o situație în care eu să vreau ceva și tu altceva, prefer să vin să stau în tribună, să văd de sus. Că și aici ai fost criticat, că de ce nu te-ai ocupat de echipa națională și ți-ai ars să mergi până în Japonia? Oricum, noi vedeam toate meciurile acolo, că noi oricum nu dormeam, unu, doi, meciurile, datele nu erau aceleași cu meciurile ca să fie o problemă. Trei, dacă nu mergeam noi la Jocurile Olimpice, cine mergea? Nu, să știu. Pentru că Naționala de Tineret, în momentul respectiv, nu avea antrenor. Deci, până la urmă, decizia federației și decizia mea a fost una bună, pentru că riscam să ne facem de râs. Ceea ce, probabil, că le-ar fi plăcut celor care în continuare contestă tot felul de lucruri ce se întâmplă la federație acum. Consider și Olimpiada un eșec? Nu. Nu, pentru că sunt foarte mulți factori care au influențat. Oricum, am reușit 4 puncte. Adică, chiar și acum stau și mă gândesc și zile trecute am revăzut anumite momente și mă uitam la un corner, la o fază fixă din nou, cum a fost cea cu Toșca, acum Marius Marin a avut o lovitură și ce reflex a putut să aibă portarul cu piciorul să scoată la fel. Eram calificat dacă câștigam ultima parte. Nu, pentru că sunt foarte mulți factori care au influențat performanțele jucătorilor. Din nou, când am vorbit de mâncare, s-a făcut o întreagă tebatură, găsim scuze că toată lumea nu mânca aceeași mâncare. Nu mâncau aceeași mâncare. Pentru că noi am fost echipa care am ajuns ultimii. Pentru că s-a dorit de aici să plecăm toată delegația ca nu cumva să fie niciun sportiv depistat pozitiv. Și atunci, cel mai bine, voi închiși la Snagov atât, voi închiși la Izvoran atât, voi închiși la Mogoșoaia atât. Și am stat acolo fiecare și am făcut ce am putut. Pe când celelalte echipe au venit chiar și cu 2 și cu 3 săptămâni înainte. Adică Coreea de Sud a venit cu 2 zile înainte. Lor li s-a putut permite să antreneze în Coreea de Sud, să facă cantonamente și să vină cu 2 zile înainte de meci în Coreea de Sud. Noi n-am putut să plecăm în cantonament în China, unde ne-a ajutat Cosmin Loroiu. N-am putut să plecăm în cantonament în Coreea de Sud. N-am putut să plecăm în cantonament nici măcar mai devreme în Japonia. Toate răspunsurile care veneau către COSR erau negative. Și atunci, normal că fiecare echipă, dacă a ajuns din timp acolo, și-a pregătit meniul. Noi am ajuns acolo și noi 2 zile, eu, cu team managerul și doctorul echipei, noi intram în fiecare zi în bucătărie. Pentru că nouă ni se dea, erau calculate o porție de carne de 120 de grame de persoană. Crudă. Prăjită ajungea 80 de grame. Ori eu nu puteam să mă duc să-i dau 80 de grame lui Tudor Băluță, după aceea să-i spun, și după ce avea doar 4 ore dormită noaptea, să-i spun că el trebuie să-mi facă la antrenament 5.000 de metri, din care 1.200 trebuie să fie high intensity. Nu putea să-mi dea lucrul ăsta și normal că nu i-am avut și zilele alea când am ajuns să reglăm mâncarea. Somnul. Deci noi nu am reglat somnul decât ultimele 2 zile în care am stat. Atât. Cu o zi înainte de meciul cu Noua Zeelandă și meciul cu Noua Zeelandă. Atât. Noi până atunci dimineața, când intram la masă, pentru că
am tot făcut tot felul de jocuri, psihologie, după aceea am luat cu noi șah, am luat tot felul de jocuri ca să putem să destindem puțin atmosfera acolo. Și ne-am gândit, bă, ce putem să facem pe jucători să putem să-i ținem cât de cât concentrați, pentru că nu dormeau. Dormeau săracii după micul dejun, între micul dejun și prânz, pentru că nu se formase încă fusul orar. Și la un moment dat ziceam, când ajungem dimineața la micul dejun în sală, începem cu bună dispoziție. Și noi eram, Alex, și noi eram strâmb de somn. Deci dacă ne vedeai și pe noi cum eram, ne puneam ceasurile cu o oră jumate înainte de micul dejun ca să nu părem cu ochii umflați de somn. Vedeam rapid la 5 dimineața. De la 5 la 7 fără un sfert vedeam rapid la 9 aveam micul dejun, îți dai seama, nu mai dormeai. Stăteai așa că vedeai meciurile și după aia te duceai la masă și intram acolo cu glume, chiar am luat din anumite filme românești, comedii de aici, cu reclame, începeam pe acolo, tocmai ca să-i facem să nu simtă lucrul ăsta. Deci a fost o experiență plăcută, dar a fost teribilă, sincer. Nu mai zic tot comportamentul, ce s-a întâmplat acolo. Adică nu puteai nici măcar butonul la lift să-l apeși. Era un polițai care stătea la fiecare etaj. Adică tu nu aveai voie decât unde aveai sala de ședințe și era restaurantul etajul 2, nu aveai voie la recepție. Plus că te simțeai frustrat. Vedeai toate celelalte delegații și comandau cafele de afară, hotel, noi românii la noi în... Ce am avut și noi acolo, pentru că au fost și băieții la marketing. Mulți dintre ei mai erau fumători, nu puteau nici măcar să fumeze, nu aveau nici să fumeze. Alții își comandau și cafele și fumau, ei noștri românii nu. N-am știut de ce și cum. Ni s-a spus, nu aveți voie să faceți sală. Bun, am luat pe etajul unde stăteam, făceam acolo cu niște mici medicinale elastice. Vine Coreea de Sud cu două zile înainte, își montează biciclete, își montează aparate. Stați puțin, adică regulile nu sunt pentru toți la fel. Păi nu, că ei poate să își permită să plătească amenzile, noi nu. Adică erau niște amenzi, gândește în situația în care vorbeam de calcule hârtie, adică nu ne-am așteptat Coreea să câștige toate meciurile în grupă. Coreea a venit cu, a avut 9 bucătari. Mă rog, erau 4 bucătari, erau 9 toți, 4 cei care găteau, 5 cei care ajutau, dar toți 9 ajutau la mâncare care li se dădea. După aceea au avut 12 persoane care se ocupau de preluarea echipamentului, de spălare, de călcare, de tot ce... Deci eu am avut 21 de persoane care erau cazați într-un alt hotel doar pentru echipă. Și noi n-am știut, noi a trebuit să scoatem oameni de pe listă, pentru că nu ni s-a permis. Iar e un lucru pe care nu înțeleg cum a fost gestionat de către cine la Jocurile Olimpice. Adică pe bancă nu are voie într-un portarii să stea în tribună, ăla nu are voie, ăla nu are voie. Nu doi videoanaliști, doar unul. Nu trei antrenori secunzi, doar doi. Adică noi am fost limitați ca număr de staff și auzi că Coreea de Sud are 21. Sau auzi că Argentina a venit și Mexic mă aveau... Alți 9 oameni în staff care stau în alt hotel. Numai la noi nu s-a putut nimic. Ce notă ți-ai dat pentru mandatul la echipa națională? 5. Am trecut clasa, din punctul meu de vedere, pentru că au fost toate lucrurile astea. Pandemie, 3 meciuri într-o fereastră oficială care nu se întâmplase, schimbarea generației, implementarea unui alt joc, pentru că am preferat decât acel joc monoton care era în ultima perioadă, în ultimii ani de zile la echipa națională. Le-am zis, prefer să nu avem rezultate, dar meciul echipei naționale a României să pară ca un meci de box. Dai un pumn, iei doi, iar mai dai unul. Adică oricând te poți aștepta să fii făcut knockout, dar să încerci să te duci să faci și tu un knockout măcar tehnic. Nu știu, nu poți să-l dobori pe ăla, măcar l-ai câștigi la puncte. Și asta a fost ideea pe care am propus-o și când am acceptat să vin la tineret, pentru că au durat mai mult negociere la echipa națională de tineri decât au durat la echipa mare. Ți-a fost greu să decizi să pleci? Mi-a fost greu... E puțin spus, pentru că poate nu par din exterior, dar sunt un tip destul de sensibil, așa, pun suflet în ceea ce fac. Adică unde mă duc, indiferent de domeniu și de locul ales, sunt 100% în ceea ce se întâmplă în acel loc. Și după reacția avută de jucători imediat după partida din Liechtenstein și ce s-a întâmplat după la hotel și în discuțiile cu ei, greu e puțin spus. Ai făcut bine că ai plecat. Văd că cearcănele au trecut, care se vedeau. Da? Încă mai sunt cearcăne și nu neapărat pe perioada de echipă națională. Acum, dacă tot am timp liber, încerc să mă ocup puțin și de afaceri. Și cearcănele mii de la afaceri, că sunt toată ziua prin toate orașele țării. Dar decizia cred că e bună. Sunt
curios mai departe ce s-a întâmplat cu nou antrenor al echipei naționale, pentru că va trebui oarecum să accepte și anumite lucruri ale federației. Adică federația are o strategie. Și antrenorul echipei naționale care va fi, din punctul meu de vedere, va trebui să cadă de comun acord cu această strategie a federației, pentru că ea continuă. Și continuă, deja are 6 ani și probabil că o să mai aibă încă 4. Și ar fi păcat dacă te-ai pus la drum, la o strategie de 10 ani, să nu o duci la bun sfârșit. Pentru că orice am încercat noi să spunem, ok, echipa națională nu s-a calificat. Sunt de acord, Alex. Dar echipa națională nu s-a mai calificat la campionat mondial din 2020, de 24 de ani. Nu e din cauza lui Răzvan Burlean, nu e din cauza lui Stoichiță, nu e din cauza lui Rădoi, nu e din cauza lui Contra. Deci 24 de ani sunt. Da. Eu și Contra împreună am avut doar 4 ani. Unul o calificare la Euro, unul o calificare la mondial. Deci nu noi suntem vinovați că nu ne-am calificat. Cei care ieșiți acum și faceți scandal, voi ați fost acolo. De ce n-ați putut voi să vă calificați? Ieșiți și spuneți, când aveați jucători foarte buni, Contra venea din Spania, Mutu, Chivu, Tamaș. Ieșiți și spuneți voi de ce nu v-ați calificat. Veniți acum să vă luați că ce caută X, Y la echipa națională, pentru că ăștia sunt jucătorii. Vrem, nu vrem, ăștia sunt și trebuie să mergem în continuare în încredere. Așa e ușor să spui de ce nu merge, dar ce nu spui de ce n-a mers și când ai fost tu prezent. Grupa de Liga Națională, oricum ți se pare, ușoară? Nu e ușoară. E echilibrată. Pentru că așa s-a spus și la grupa de mondial. Nu e o grupă ușoară, terminăm. Nu, e o grupă echilibrată. A, că ne uităm că sunt sub noi în clasamentul coeficient. Asta e altă... Asta e altă problemă, dar eu vă spun, nu sunt ușoare meciul la echipa națională. A, faci o analiză mai concretă și vezi, bun, nu mai este poate un Pian, nici nu mai este un, nu știu, Dzeko, dar l-au pe un Susic. După aia te duci la celelalte și vezi că l-au pe Puchi, care e golgheter, are 30 și ceva de ani. Vezi că joacă un 5-3-2, chiar n-am avut plăcerea să-l cunosc la tragerea la sorți la Liga Națiunilor în trecut, am călătorit în același microbuz de la aeroport către hotel antrenorul finlandez. Am avut o discuție mai mult decât interesantă cu el despre fotbal și mi-a zis, ești curajos, dar în același timp și nebun să faci lucrul ăsta, să faci schimbul de generații, să încerci să și joci ofensiv, să faci presiune. Deci, din punctul ăsta de vedere, după aceea, Muntenegru, vedem pe un Radunović, o echipă care e imprevizibilă, am văzut-o și cu Turcia, și cu o echipă bună. Deci eu zic că sunt echipe echilibrate. Acum, dacă vin și spun, eu, într-adevăr, o echipă foarte slabă, că uite ce ne arată coeficienții, că sunt sub noi, nu fac altceva decât să pun o presiune inutilă pe nou antrenor. Și știu că nu este ușor. Adică aș putea să vin acum să spun tipic românește, pe dacă nici acum ne calificăm pe primul loc. Nu. Nu e așa, pentru că meciurile sunt foarte echilibrate și cel mai mic detaliu îți poate face diferență. Și uite ce s-a întâmplat meciul nostru în Armenia. Un offside nevăzut a schimbat cu totul situația. O schimbare pe care noi am gândit-o să închidem jocul cu introducerea lui Crețu în fața apărării, tocmai el a făcut un penalti. Adică cel mai mic detaliu îți poate întoarce orice soarta calificării. Dai seama că nici Crețu n-a vrut să facă penalti. Nici tu și erul ăla, dacă vedea și era sigur, ridica fanionul. Un punct acolo, cu un punct acolo, poate situația era altfel, dar nu e ușor la echipa națională, pentru că fiecare detaliu contează. Să nu creadă cineva că noi, vezi, Doamne, făceam o analiză doar așa să fie făcută, să fie trecută în program. Că noi nu am analizat în detaliu. Cred că cel mai ușor e să-i întrebați pe jucători. Dacă Vlad Chiriche știa atacantul care el avea să joace, dacă știa dacă e dreptat, stângaș, dacă dă cu capul, dacă dă la poartă într-o situație în care el scapă din lateral, unde dă la poartă, unde driblează de cele mai multe ori, adică și noi facem lucrul ăsta, dar nu venim la televizor, domne, eu mă duc să spun că, uite, Islanda, în momentul în care joacă 4-3-3, 28% din acțiuni sunt mai mult în dreapta decât în stânga, că în stânga sunt doar 21%. Nu v-ar ajuta foarte mult la televizor, poate vin să vă arăt eu cât de documentat sunt. Dar nu vă ajută pe voi cu nimic lucrurile astea. Care sunt principalele lucruri care rămâi după acest mandat? Păi sunt o grămadă de lucruri, chiar dacă la nivel de rezultate nu sunt cele mai bune pentru noi. Dar toate experiențele astea pe care le-am trăit la echipa națională sunt benefice. Cum la fel, pe mine m-a ajutat tot ce s-a întâmplat în spate, la tineret, tot ce s-a întâmplat la FCSB. Deci lucrurile astea care ți se întâmplă le poți lua să-ți fie lucruri foarte utile ție. Și
Eu cred că în cariera următoare de antrenor sunt foarte multe lucruri care mă pot ajuta. Cum poți să iei o decizie dacă ai luat-o în timpul util? Pentru că și aici am multe momente. De ce am făcut schimbarea? Pentru că atunci, înainte de meci sau în timpul meciului, te gândești ce ar putea să-ți apară. Și înainte de meci. În timpul meciului vezi, băi, nu e cum am gândit-o. Situația e puțin diferită. Uite, jucătorul preconizam să-l schimb în minutul 70. Uite, trebuie să-l schimb în 60, mai obosit, nu mai ajunge să-mi strângă de nu știu câte ore acolo sau un fundaj, nu mai ajunge în zona respectivă după omul între linii. Și situațiile astea stai și le analizezi după și vezi, băi, ce mai puteam să mai fac între timp? Pentru că și noi în timpul meciului avem discuții, sesizăm ceva, avem videoanalistul sus care ține legătura imediat și îmi spune, se întâmplă aia, sunt spațiu mare între linii, după aceea noi discutăm la pauză, noi discutăm în timpul meciului, bă, uite, nu mai poate Rădoi, ce facem? Cine am putea? Păi îl întruncem pe Dică. Bun, Dică ce ne aducem? Păi ne aducem mai mult ofensiv, ne aducem un dezechilibru defensiv. Bun, unde ni-l aduce? Păi în zonă centrală. Bun, ce avem în zonă centrală? Și lucrurile astea merg și coboară în scară. Bun, păi avem un Cicăldău. Păi și Cicăldău, vezi că nu mai poate. Și numai o să avem o problemă în zonă centrală și între Dică și între Cicăldău, mi-a venit acum. O problemă. Și atunci, bun, și adversarul unde e puternic? Exact în zonă centrală. Bun, atunci nu îl întruncem pe Dică. Și tot așa, deci lucrurile astea și noi le analizăm. Și sunt sigur că fiecare antrenor ține cont de ele. Și lucrurile astea întâmplate la echipa națională sunt sigur că o să mă ajute. Sunt o grămadă de lucruri care te ajută. Cum la fel, nu înțelegeau când am ajuns la Mogoșoaia și Gabi și oamenii de la teren. De ce mereu le ziceam vreau să fie tunsă iarba la 2 cm? Și apare 2 cm jumate, adică e puțin. Zic vreau la 2. Păi de ce? Pentru că eu vreau la 2, pentru că pe Național Arena jucăm și iarba este de 2 pe Național Arena. Viteza mingii este diferită dacă e 2 jumate cu 2. Și lucrurile astea le aveam și cu ei. Și lucrurile astea o să mă ajute și în continuare. Și ajută pe oricine ar fi la echipa națională. Pentru că la fel, cum te antrezi, așa trebuie să joci. Aceleași condiții. Dimensiunile terenului trebuie să fie la fel, că îi punea să mute tu așa mai... să fie mai largă de cum e și pe Național Arena. Adică ca jucătorii să aibă aceleași repere. Și la antrenament și la meci. Următoarea echipă pe care o să o preiau să fie una de club? Da. Păi deja am refuzat 2 echipe naturale. Numai. Asta, yeah. Culmea. Sunt pentru țara mea, că până la urmă și aici e o situație că, în care s-a discutat că de patriotism, da? Păi, până la urmă, de patriotism, mai mult sau mai puțin, eu am fost făcut knockout pe teren pentru echipa națională României, deci mie nu poate să-mi reproșez nimeni. A, că m-am retras la fel din anumite principii, pe care eu nu le accept indiferent. Adică dacă nu am acceptat anumite lucruri de la nașul meu, păi pot să accept de la altul străin? Era clar. Cum la fel am spus și lui Nea Mihai, în discuția pe care am avut-o. Păi s-a întâmplat, eu înțeleg că încă sunt trăiri de antrenor, că era clar la 0-0, el țipa de sus, urcă. Era clar că și jucătorii noștri la 0-0 vreau să atace, pentru că pentru noi e egal, sau înfrângere cu Islanda, era același lucru. Și ei vreau. Și eu înțeleg că are în continuare trăile astea într-un. De-aia mi-a spus, nu poți să mai faci, Nea Mihai, pentru că ești director tehnic. 1. 2. Eu nu accept. Deci dacă eu nu accept de la nimeni să-mi spună la jucătorii mei ce trebuie să facă, pentru că ei știu foarte bine de la mine ce trebuie să facă. Ai făcut-o odată, ai făcut-o doar, a treia oară nu mai ai șansa cu mine. De ce? Pentru că nu mai continui. Dar ți-am zis, pe el îl înțeleg pentru că îl văd și pe la antrenamente când vine și să uit așa, da, dar ai făcut aia, că ai făcut aia. Adică el încă mai are lucrurile astea de antrenor. E greu să, probabil, să treacă imediat în perioada următoare. În țară sau în străinătate? Unde consider că e benefic, n-am o problemă dacă este în țară sau dacă este în străinătate. N-am o problemă dacă e în timpul sezonului sau în pauza precupențională. Într-adevăr, te ajută mult mai mult. Una e să ai, să faci o pregătire, nu știu, dacă ai 6 săptămâni, cum spune la carte, ești cel mai norocos antrenor. Dar poate fi 2 săptămâni, 3 săptămâni. Trebuie să vezi imediat ce trebuie să faci. Clubul respectiv. Știu că va fi greu în România. Ca în momentul în care, de exemplu, te duci la un club, cluburile să aibă o evaluare a jucătorilor. Deci, în momentul de față, îmi cer scuze dacă nu știu pe altcineva, știu viitorul. Viitorul știu că are o evaluare a jucătorilor. Adică, Rădoi, ce poziție poate să joace? Aia, în ce sistem? Aia. Nu știu celelalte pentru că nu i-am întrebat foarte. Cu Gică știu sigur că am discutat lucrurile așa și le-au. Nu știu dacă CFR, dacă Craiova, dacă FCSB, Sepsi și așa mai departe,
au chestia asta, adică un antrenor vine la o echipă și bun, care e valoarea jucătorilor? Păi ce poate să joace jucătorul? În ce sistem? Nu știu dacă ei au lucrurile astea. Pe când în sănătate, lucrurile astea, de la astea pleci. Prima oară, de la astea pleci. Chiar și cluburile, îți dau un exemplu, chiar și cluburile din golf. Am avut o discuție cu un club în care și au venit cu problema, bun, dar cât ai vrea tu, ce salariu avea membrii staffului, cât sunteți în staff? Și zic, ai plecat greșit cu mine. Nu. Hai să care e strategia. Ce obiectiv aveți? Păi ăla. Și care e alt obiectiv intermediar? Că trebuie să ai și un obiectiv intermediar secundar. Dar până să ajungi la campionat, dacă vorbim de România, de exemplu, ca să iei campionatul, trebuie să te califici în play-off. Bun. În ce constă obiectivul ăsta secundar? Adică aveți o evaluare jucătorului, o strategie făcută, un sistem de joc, o idee de joc, cu ce faceți călătoriile, adică aveți un grad de oboseală calculat, adică toate lucrurile astea, departamentul medical, cât sunteți, cum lucrați, adică toate lucrurile astea trebuie să fie puse cap la cap. Ai acceptat și de mâine să te apuci de treabă? Sau mâine mai vreo pauză? Unul, dar... Mai o pauză? Nu neapărat. Aș accepta, dar măcar de pui mine, mâine de Crăciun să fiu liniștit, dar aș accepta, n-aș avea o problemă. Evident că mi-ar trebui câteva zile la dispoziție să mă gândesc ce aș putea să fac. Dacă mă duc undeva să accept doar de dragul a accepta, că în continuare arde să antrenez și să fiu prezent pe teren acolo, nu pot să fac nici așa. Prefer să mai stau câteva luni până sunt sigur pe ce aleg. Dar e clar că oriunde te vei duce, indiferent de echipă, va fi o presiune. Cai la retroadare, că ești la mijlocul clasamentului, oricum la mijlocul clasamentului ai că ți-e frică, pierzi câteva meciuri, te întorci la retroadare, la campionat, în play-off, în play-out, deci oriunde te duce, mereu va fi presiune, e clar.